Emoții mari pentru Delia Matache, care s-a căsătorit cu afaceristul Răzvan Munteanu. Bine, am emoții! Ai emoții? Da! Te-ai văzut generele până acum? Nu! El pe tine t-a văzut? Nu! Nici rochea? Nu! Aseară n-ați dormit împreună? Nu știi nimic? Am dormit împreună, dar nu ne-am văzut nimic. O să respectați toate tradițiile? Respectăm, da. Da? Ai și jartea? Trebuie cu deja toată amuta de ea. Mireasa a strălucit într-o rochie albă în stil victorian cu voal și trenă din dantelă, în timp ce Mirele a purtat un costum negru la care a sortat o cravată roșie. 10.000 de euro au cheltuit cei doi pentru a arăta impecabil. Aceștia au fost însoțiți la biserică doar de familie și de câțiva prieteni, printre care Mihai Bendeac și Costin Mărculescu. La ieșirea din biserică, cei doi miri au eliberat porumbei și s-au sărutat. Mai îndreaptă, mai îndreaptă, mai îndreaptă! M-a fost foarte bine! Mai îndreaptă! Ne-au trecut emoțiile, nu am început. Dreapta, că ne-au vorbat în mașină! Dreapta, dreapta! A fost fantastic. Acum că și-a văzut fata așezându-se la casa ei, mama Deli vrea nepoți. Nu să-mi aducă cât mai repede nepoți, acum cât pot. Sunteți dornică să-i creșteți? Dornică să-i crezi, normal, deja am început să mă uit după copii pe stradă, e normal. Petrecerea s-a mutat apoi pe malul lacului Buftea într-un cort special amenajat. Mirii împreună cu 500 de rude și prieteni au petrecut până în zori și au dansat pe muzica lui Horia Brenciu și Damian Drăghici. Nuntașii au fost serviți cu bucate alese, piure de creveți, icre de Manciuria, foie gras cu dulceață de smochine, tarte cu piure de mere și anșoa și tartar de somon Tahiti. Nu au lipsit nici sărmăluțele și preparatele oltenești. Potrivit presei tabloide, 200.000 de euro ar fi cheltuit Delia și Răzvan pentru a avea o nuntă de neuitat. După petrecere, Delia și Răzvan au plecat în luna de miere în Africa.